Mâncarea oficială a lunii ianuarie este caramel, o nuanță moale de maro deschis ce denotă responsabilitate, utilitate și stabilitate. Ea ajută la crearea rutinelor și a disciplinei. Anume așa sunt descriși prin prisma colorstrologiei cei care sunt născuți în prima lună din an. Februarie este liliachiu, o culoare ce semnifică ambiție, încredere, spirit dezinvolt și evoluție mentală, trăsături specifice celor născuți în Făurar. Persoanele născute în luna martie sunt subtile, empatice și cu o intuiție bine dezvoltată. Culoarea acestora este albastru marin, una dintre cele mai calme nuanțe. Iar roșu picant este culoarea care îi descrie cel mai bine pe oamenii născuți în aprilie. Aceștia sunt pasionali, energici, asertivi și deseori îi eclipsează pe alții. Culoarea lunii mai este verde, nuanța vindecării, a abundenței și manifestării dorințelor. Cei născuți în această lună se remarcă prin senzualitate. Cum ar putea fi iunie dacă nu galben, ca primele raze de soare văratic? Persoanele născute în această lună au mintea foarte aceră și sunt vigilenți. Culoarea oficială a lunii iulie este blândă și receptivă, la fel ca energia celor născuți în mijloc de vară, coral blaș. Aceștia sunt calmi și au tendința să se epuizeze de dragul altora. Celor născuți în august le este specifică culoarea oranj. Acești oameni încearcă să vadă partea plină a paharului într-o măsură mai mare decât alții. Sunt optimiști și arată asta prin toate acțiunile lor. Iar indigo exprimă perfect firea celor născuți în septembrie. Este despre îmbinarea agerimii minții cu pacea și înțelepciunea. Cei născuți la mijlocul toamnei, în octombrie, sunt descriși perfect de albastru deschis ca cerul. Această culoare exprimă echilibrul, frumusețea și capacitatea de a fi stăpân pe sine. Noiembrie este despre roșu bordeaux, oglindește spiritul revoluționar și pasiunea celor născuți la final de toamnă. Iar cei din decembrie sunt descriși de culoarea turcoaz, pragmatici, înțelepți și capabili de a înțelege pe alții.